Autoritățile din Cehia au anunțat că asasinul de la Praga, care a curmat 13 vieți, plănuia să comită un atac armat într-o școală și eventual să se sinucidă. Vremea rea a făcut ravagii în Germania, Anglia și Belgia. Și la noi sunt deja în vigoare coduri portocalii de viscol pentru zona montană. O locomotivă care a deraiat într-o stație din Teleorman a dat peste cap circulația pe calea ferată. Mai multe trenuri au înregistrat sute de minute întârziere. Poveste înfiorătoare în Ialomița. O fetiță a murit, iar verișorii ei sunt în stare gravă după ce bunica i-a spălat cu o substanță toxică folosită pentru deparazitarea oilor. Iar Anca Dragu, fost ministru de finanțe, a fost propusă pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Durerea, dar și întrebările fără răspuns apasă amarnic după cel mai grav atac armat din istoria Cehiei. Poliția anunță că studentul de 24 de ani, care a ucis ieri 13 oameni la Facultatea de Arte a Universității din Praga și a rănit alți 25, s-a sinucis cu aceeași armă. Înainte de teribilul masacru, atacatorul și-a omorât părintele acasă într-o localitate din apropierea capitalei. Există dovezi că tot el a mai comis o dublă crimă săptămâna trecută. Victime sunt un tată și fiica lui de 2 luni. Atenționați imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Jeskovanej! Levá strana z mýho pohľadu! Nejde to někdo, kurva! Střílej skrz ten plot vyprcanej! Sunt imagini dramatice cu momentul în care David Kozak, studentul atacator, trăgea de la un balcon al universității cu o pușcă semiautomată cu lunetă. Jurnalistul și cameramanul Irgi Forman era lângă primii polițiști care au intervenit și a încercat să-i abată atenția pentru a-i feri pe alții din piață expuși tirurilor ucigașe. Ulterior, cameramanul a explicat că și-a dat seama că locul lui era ferit și s-a gândit că dacă îi atrage atenția atacatorului, câștigă clipe prețioase pentru cei din piața Jan Palk, care erau direct în bătaia gloanțelor. Atacul a început ieri în jurul orei locale 15. În aceste imagini se văd oameni îngroziți care aleargă pe podul Carol, o atracție turistică majoră din orașul vechi, situat la câteva sute de metri de universitate. Între timp, Kozak intrase în sediul facultății de arte și trăgea pe holuri și în sălile de studiu. Căutând disperați o cale de scăpare, unii dintre studenți au ieșit pe geam la nivelul cel mai de sus al clădirii și s-au ghemuit pe cornișă ca să nu fie văzuți din interior. Împinși de frică, unii au sărit de acolo pe acoperișul unui alt corp al clădirii, aflat la câțiva metri mai jos. Alții se baricadaseră în sălile de curs. During the exam, started hearing gunshots and screams, and so it was just me and my professor. We barricaded the door, and we locked the door to make sure that, you know, there was no way for the shooter to come in, because he was going through different classrooms. He was inside until he could do what he was trying to do. Thankfully, like, we locked the door in time, and he was not able to open our door, and he just he went from the inside to the balcony where he was also shooting at people. Raluca este româncă și este studentă la master la aceeași universitate. A încercat cu disperare să-și contacteze colegii pentru a verifica dacă sunt bine cu toții. Suntem toți foarte speriați, nu ne simțim siguri să venim la școală. Dacă până acum câteva zile se spunea că Praga este cel mai sigur loc din Europa pentru că nu există teroriști, în acest moment nu mai putem spune același lucru. La conferința de presă de astăzi, poliția cehă a explicat cum au intervenit forțele de securitate și a prezentat imagini de pe camerele video din dotarea polițiștilor. Atacatorul era pe acoperiș când a fost împresurat de agenți. Când a văzut că nu mai are scăpare, s-a sinucis. 15.11 e přidán poznatek na operační řízení, že podezřelá osoba se pohybuje na střeše filozofické fakulty. 15.20 je dokumentována informace, že pachatel
je eliminován, jak už tady zaznělo úvodem, pravděpodobně se sám zastřelil. În clădire au fost găsite mai multe arme. Pentru toate avea permis, spun autoritățile, precum și muniție. David Kozak, în vârstă de 24 de ani, era student al Universității Pragheze, unde făcea un master la Facultatea de Istorie. Poliția începuse să-l caute cu 3 ore înainte de masacru, după ce tatălui a fost găsit mort într-un sat de lângă Praga. Autorul atacului este suspectat și de moartea altor două persoane, un bărbat și o fetiță. Cadavrele acestor au fost găsite săptămâna trecută într-o pădure. He posted on social media that he's coming to take his own life and that he's going to a killing spree. The police said that the shooter may be some kind of inspired about the foreign terrorist attacks. Pe Telegram, atacatorul mărturisea că visează să comită un atac armat într-o școală și eventual să se sinucidă. Într-o postare datată 10 decembrie scria: "Am fost inspirat foarte mult de Alina. Ea nu a ucis prea mulți. Eu voi încerca să repar acest lucru." Era o referire la adolescenta rusoaică de 14 ani care și-a ucis o colegă de clasă și a rănit alți 5 elevi înainte să se sinucidă pe 7 decembrie la o școală din Briansk, Rusia. Pro tento hrůzný čin neexistuje žádné ospravedlnění. Stejně jako řada z vás cítím hluboký smutek a znechucení tváří v tvář tomuto nesmyslnému a brutálnímu násilí. Byl jsem ujištěn, že bezpečnostní složky mají situaci plně pod kontrolou a žádné další nebezpečí občanům České republiky nehrozí. Pe aeroportul Henri Coandă din București, familiile i-au îmbrățișat pe cei care s-au întors de la Praga. Prietena mea a fost blocată în școală, că ea a mers la școală care a fost lângă facultatea asta și trebuie să aștepte acolo până să vină cineva, pentru că a fost periculos acolo. Unii dintre cei veniți sunt stabiliți în Cehia, însă teama i-a determinat să vină acasă să își facă sărbătorile în țară. A fost ziua încercărilor pentru 10.000 de români care lucrează în străinătate, dar vor să-și petreacă acasă Crăciunul. Cât au stat prin vămile din vestul țării, aflați în câteva clipe. Un ciclon puternic care răvășește cu 150 de km pe oră nordul Europei vine în viteză și în România. În Belgia, o femeie a murit strivită de un brad de Crăciun doborât de rafale, iar în Germania mai multe rute feroviare sunt blocate. Lovită este și Anglia, unde 10 de zboruri au fost anulate. Ciclonul este urmărit cu atenție și de meteorologii români. Deja sunt în vigoare coduri portocalii de viscol pentru zona montană, iar turiștii ajunși în stațiuni sunt avertizați să nu se aventureze la mare înălțime. În prag de Crăciun, iarna s-a dezlănțuit. Cea mai gravă situație este deocamdată în Germania. La Hamburg, râul Elba s-a revărsat și a inundat zonele joase ale orașului spre groaza localnicilor și a turiștilor care s-au trezit înconjurați de ape. Zugangstraße zu unserem Hotel ist also komplett überflutet. Das sieht man hier im Hintergrund, wo eigentlich vorhin noch der Fußweg war, ist jetzt überall Wasser. Ich habe auch ein bisschen Angst um unser Auto, was da in der Tiefgarage steht. Mulți și-au anulat vacanțele și au vrut să plece acasă cât mai repede, însă vântul, care a bătut și cu 140 de km pe oră, a blocat calea ferată la Hamburg, Hanovra, Frankfurt și München. Rafalele au doborât copaci, ori au rupt liniile electrice. Also, wir wollten eigentlich gestern Abend fahren, haben zwei Stunden am Bahnhof verbracht. În orașul belgian Udenarde, o femeie a fost ucisă și alte două au fost rănite de un brad de Crăciun de mari dimensiuni luat de vijelie. Iar în Anglia, milioane de oameni s-au trezit într-un haos de nedescris. Furtuna, numită de meteorologii englezi Pia, a forțat compania British Airways să anuleze 10 de zboruri în cea mai aglomerată zi de iarnă. Și meteorologii români au emis avertizări de vreme rea. Este cod portocaliu de viscol în toată zona montană până duminică dimineață. Peste 120 de km la oră în zonele montane, iar în zonele joase se pot depăși chiar și 65-70 de km la oră. Știu că toată lumea se îndreaptă către zona de munte, mai ales că este perioada sărbătorilor și este vacanță. Atenție sporită, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri. Nu este deloc indicat să se aventureze în aceste zone. La Rânca, viscolul s-a pornit deja. În jurul prânzului, vântul avea la rafală 70 de km pe oră. Turiștii care sperau la o zi de schi sau săniuș s-au refugiat în cabane. A venit viscolul? Un pic, un pic.
În pasul Tihuța, mai multe tiruri au rămas blocate, iar în comuna Telciu, din Bistrița, stratul de zăpadă măsoară în unele locuri peste 20 de centimetri. De duminică încolo, lucrurile se schimbă radical. Va fi prea cald pentru această perioadă. Ar trebui să înregistrăm maxime între minus 24 grade în general, iar temperaturile vor ajunge chiar până la 17-18 grade în sudul țării. Și temperaturile minime vor fi foarte ridicate, între 1 și 8 grade. Deși temperaturile mai scad spre sfârșitul lunii, rămân tot peste cele normale. A fost nebunie astăzi pe calea ferată de Arșingara de Nord din București. Sute de oameni au așteptat în frig mai bine de 5 ore să urce într-un tren și să ajungă acasă la familii. Mai multe trenuri au avut întârzieri de sute de minute după ce o locomotivă care mergea pe ruta Roșior Nord-București a deraiat într-o stație din Teleorman. Pe de altă parte, mai toate garniturile au fost pline până la refuz, deși a fost suplimentat numărul de vagoane. Problemele cele mai mari au fost pe linia București-Craiova. Trenurile care urmau să ajungă și să plece din stație au avut întârzieri de peste 300 de minute. Ne-a băgat în tren să mergem la căldură, că era foarte frig. Mai bine de o oră, de când stăm în tren. Așteptăm. Prima dată 100 de minute, 150, 200, 230, după întârziere necunoscută. Cu geamantanele și valizele înghesuite pe culoar, unii au adormit, în timp ce alții și-au făcut prieteni noi. Este și cazul acestor doamne obișnuite cu întârzierile de pe calea ferată. Ruta Roșiorii București, de fiecare dată întârzie trenul. Ne-au zis să ne urcăm în tren, cred că să nu ne filmați dumneavoastră, că era haos în gară. Între timp și căldura din tren s-a oprit. Probabil nu mai ajung astăzi, așa că merg cu autobuzul. Așteptăm de 3 ore aici în gară. Păi e frig? Păi ne-a fost, acum în tren nu mai e căldură, gata, opriși. Vin de la servici, de la tură, de noapte, de la astea. Problemele au început dimineață, după ce locomotiva unui tren care circula pe traseul Roșiori Nord, București-Basarab, a deraiat la ieșirea din stația Zăvestreni, iar traficul a fost oprit. În total, 9 trenuri au staționat în gările adiacente. Nu avem apă, un sandwich, suntem oamenii nimănui. Vai de sufletul și de zilele noastre cu transportul feroviar. Într-un comunicat de presă, reprezentanții CFR au anunțat că circulația a fost reluată în jurul orei 12 după ce a fost ridicată locomotiva și refăcută linia. Problemele nu s-au oprit însă aici, nici când trenurile s-au pus în mișcare. Vreau să plec în Oltenia. Pur și simplu, biletele nu mi-au dat bilet la tren, pentru că erau trenurile oprite, iar acum îmi spun că biletul la tren e dublu. Dacă v-ați propus o călătorie cu trenul, pe lângă întârzieri, luați în calcul și aglomerația specifică acestei perioade, când cererea este mai mare cu 25-30% față de un sfârșit de săptămână obișnuit. Unde mergi? Am unu bunică și am unu bunic. Unde ți este frig? Peste față. Plecăm la țară, la bunici. Ținând cont de faptul că suntem foarte mulți pe peron, probabil o să mai dureze puțin. Biletele pe cele mai solicitate rute s-au epuizat, iar cei de la CFR au anunțat suplimentări de trenuri spre Valea Prahovei și orașele mari. Este rău și în vămi să întorc în valuri românii care lucrează în străinătate, însă mulți alții pleacă. Astfel, cei care voiau să intre sau să iasă astăzi din țară, prin punctul de trecere a frontierei Nătlac 2, au avut de așteptat mai bine de o oră pe fiecare sens. Și pe aeroporturile din Moldova și Transilvania a fost agitația specifică de sărbători. În ultimele 24 de ore, peste 40.000 de români au sosit din Germania, Italia, Austria sau Franța pentru a-și petrece sărbătorile acasă. Unii au așteptat și 90 de minute. La rândul lor, cei care au plecat la schi sau la rude și-au început vacanța cu pauză de o oră, deși aveau 7 artere doar pentru ei. Ce s-a întâmplat? M-au băgat ăștia de la vamă pe banda asta și ăștia cu autogarul se bagă cu probleme. Stau de 2 ore aici. De cât timp așteptat? O oră și 20 de minute. Mergem acasă, mergem să vedem pe mama. Avem dulciuri, avem electronice, avem haine, ce se poate. Ca să facă față situației, poliția de frontieră a transformat un sens de ieșire din țară într-unul de intrare. Ce trebuie să schimbe ca să...
puteți trece mai lejer. Să intrăm în Schengen. Odată scăpați din vama Nădlac, mulți se vedeau deja la mese întinse, însă după două ore s-au trezit în fața unui alt coșmar. Privită de sus, coborârea de pe A1 în dreptul localității Margina din Timiș arăta ca o parcare uriașă. Înciruite, mașinile s-au întins pe 5 km. Cât a stat aici în coadă? Aici două ore. Bun venit în România. În Germania până la graniță am făcut 10 ore și aici am 8 ore. Dați drumul la autobază că e mai bine așa. Și aeroporturile au fost înțesate. Am întâmpinat pe fica mea și pe nepoțele de la Bruxelles. E puțin aglomerat și nu atât în aeroport cât în afara lui, la parcări, la... Uitați-vă, încerc să caut acum un taxi și nu reușesc. Iar pe aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca, emoțiile reîntâlnirii au fost la ordinea zilei. Hai! Cât de mare e familia? Vreo 20 de persoane. Și doriți să le vizitați pe toate, toate rudele? Logic! Deci nu se pune problema. În punctul de trecere a frontierei de la Vama Veche spre Bulgaria, vârful de trafic este așteptat mâine. Nu înseamnă că astăzi a fost pustiu. Unde mai exact vreți să ajungeți? Varna, nisipurile de aur, plimbare. Până după Crăciun. Șoferii sunt sfătuiți să fie atenți când pornesc la drum și pe cât posibil să evite punctele de trecere a frontierei foarte aglomerate. Laurențiu Ghiță, unul dintre indivizii suspectați că l-a ucis pe Adrian Crainer, omul de afaceri din Sibiu, va fi adus în țară curând. După comiterea crimei, autorii au fugit din România, însă poliția a reușit să le dea de urmă. Cătălin Radutănas are toate detaliile. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Oana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Judecătorii din Regatul Unit al Marii Britanii au decis să-l predea autorităților române, să-l trimită acasă, cu alte cuvinte, pe bărbatul de 35 de ani, care este unul dintre suspecții principali în cazul asasinării omului de afaceri din Sibiu, crimă care s-a petrecut, vă aduceți aminte, la începutul lunii noiembrie. Asta după ce acest bărbat de 35 de ani a fost localizat și apoi capturat în Scoția, pe 19 noiembrie. E aceeași dată când un al doilea suspect a fost localizat și capturat de data aceasta în Irlanda de Nord. Numai că judecătorii irlandezi vor decide abia pe 12 ianuarie dacă îl trimit înapoi în România pe cel suspectat de crimă sau nu. În ceea ce îl privește pe cel de-al treilea suspect, care este considerat de altfel capul acestei grupări interlope, i s-a pierdut urma și se bănuiește că s-ar ascunde undeva prin Belgia, însă până acum nu este de găsit. Singurul bărbat aflat în arest preventiv aici în țară este un complice al celor trei, despre care polițiștii și procurorii spun că i-ar fi ajutat cu cazare, transport și așa mai departe pe cei care au vrut atunci să dea lovitura pe 6 noiembrie, în momentul în care, după o pândă de câteva zile, au intrat în casa omului de afaceri Adrian Crainer, l-au bătut cu sălbăticie, l-au schingiuit, au vrut să-l jefuiască, însă au reușit în cele din urmă să plece numai cu ceasuri în valoare de 200.000 de euro. Cătălin, mulțumesc! Continuăm cu o întâmplare șocantă petrecută în Ialomița. O fetiță de 5 ani a murit, iar un băiețel de 1 an și 11 luni este în stare foarte gravă după ce bunica i-a spălat cu o substanță toxică folosită pentru deparazitarea animalelor. Sora bebelușului, o copilă de 10 ani, este și ea în spital cu aceleași simptome, vărsături și stări de greață. Bunica spune că a vrut să-i scape de păduchi și nu și-a dat seama de pericol. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Băiețelul de 1 an și 11 luni a fost dus de bunică la spitalul din Țăndărei după ce copilul acuzase stări de greață și vărsături. Inițial, femeia nu a vrut să le spună medicilor ce s-a întâmplat, apoi a recunoscut că i-a spălat pe cap pe cei mici cu o substanță pentru deparazitarea oilor. A fost adus inconștient, în stare gravă. După 5 minute, din cauza mirosului înțepător, m-am întrebat bunica ce s-a întâmplat. A spus că brusc a început să verse și a intrat în comă. Peste câteva zeci de minute, la același spital a ajuns și verișoara băiețelului. Ulterior am întrebat dacă mai există și alți copii expuși sau membri expuși la această soluție. Au negat vehement. În timp ce ne ocupam de minor și așteptam să ne ajungă ambulanța pentru transfer la Spitalul Grigore Alexandrescu, a mai fost adusă o minoră, 4-5 ani, în stop cardiorespirator. Fata n-a avut nicio șansă. În tot acest timp, la spitalul din Slobozia a fost transportată sora bebelușului, o fetiță de 10 ani. De acolo a fost transferată în capitală. Bunica i-a spălat pe cei mici cu substanța toxică, le-a pus un prosop pe cap, după care au mâncat. Cel mai probabil așa au ingerat copiii soluția folosită pentru deparazitarea animalelor. O substanță antiparazitară
pe care o folosești în scop de a face băi antiparazitare la animale, de obicei pentru păduc, pentru puri și pentru diverse acarieni. Eu, ca și medic veterinar, nu sugerez și nu încurajez folosirea substanțelor antiparazitare la oameni. Între timp, la Țăndărei au început mai multe anchete. Direcția desfășoară o anchetă pentru a ne asigura că atunci când cei doi copii vor putea fi externați din spital, vor putea fi reintegrați în condiții de securitate în familie sau, dacă nu, pentru a le oferi servicii sociale în cadrul direcției noastre. Unul dintre părinți este în țară, mama este plecată din țară, ei locuiau împreună cu bunica la domiciliul acesteia. La rândul lor, polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și rele tratamente aplicate minorului. Întâmplarea tragică nu este prima de acest fel petrecută în localitate. În luna august, alți 4 copii au fost internați după ce mama lor i-a spălat tot cu o soluție de uz veterinar. Autoritățile au dat publicității primele imagini cu prăbușirea internatului din Odorheiu Secuiesc. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere care aparține poliției locale și care înregistrează un cadru la fiecare 7 secunde. Totul s-a petrecut la ora 15:59 de minute și a durat mai puțin de 20 de secunde. Un băiat de 17 ani a murit și 3 fete au fost rănite. Singurul urmărit penal în acest moment este patronul firmei de construcții, care a săpat un șanț mult prea adânc de-a lungul clădirii. 8 persoane au fost trimise în judecată pentru că ar fi creat un grup infracțional organizat care asigura suflări în sala de examen pentru obținerea permisului auto. Clienții erau oameni cu școală puțină care n-ar fi putut altfel să promoveze proba teoretică. Potrivit rechizitorului, 2 instructori auto ar fi racolat mai multe persoane, inclusiv rude de ale lor, care urmau școala de șoferi fictiv și apoi se prezentau la examen fără intenția de a promova. Rolul lor era să sufle răspunsurile corecte. Un astfel de serviciu se plăta de regulă cu 3.000 de euro. Unii dintre beneficiari erau din alte județe, dar au fost ajutați să obțină viza de flotant la Brașov pentru a da examenul acolo. Grupul infracțional ar fi funcționat de vreme de 7 ani, spun anchetatorii, și ar fi ajutat cel puțin 200 de persoane să ia permisul. Schimbăm registrul și vă spunem că radare, sateliți și avioane de vânătoare sunt gata pentru cel mai important moment din an, plecarea lui Moș Crăciun către copiii din toată lumea. Cum va fi monitorizat bătrânelul, vedeți imediat. Dar până atunci, dacă vă pregătiți să plecați la munte de Crăciun și sunteți necăjiți că nu veți avea zăpadă, să știți că se schiază totuși în câteva locuri și sunt o mulțime de lucruri de care vă puteți bucura, chiar dacă peisajul nu este imaculat. Un șemineu cu lemne, arome noi și îmbietoare venind din bucătărie, mișcare în aer liber sau, de ce nu, un zbor cu parapanta. Toate pot oferi momente de neuitat. În Poiana Brașov sunt petreceri zi de zi cu DJ. La o cabană aflată pe munte, participarea la distracție costă 180 de euro de persoană. Suma acoperă urcarea și coborârea pe întuneric cu ratracul și băuturile nealcoolice. Cu 75 de euro puteți petrece într-un local din stațiune. Sunt incluse 4 feluri de mâncare și un concert cu lupii lui Calancea. Cum gustul este una dintre plăcerile supreme, șefii se străduiesc să își facă fericiți clienții din câteva îmbucături. Aici, bucătăria vine pe roți lângă masă și se transformă în spectacol. Scopul flambajului este în felul următor: coniacul pătrunde în carne și o mai frăgezește. În meniu este și friptură de urs, procurată legal, spun reprezentanții restaurantului cu specific vânătoresc. Alternativele sunt medalion de căprioară ori mușchiuleț de mistreț. Prețurile pornesc la 120 de lei și pot ajunge și la 200 de lei. Haideți să vedem ce gustare. Foarte bun. Pe Valea Prahovei poate fi savurat și un rafinat preparat franțuzesc, Tournedos Rossini. Avem mușcă de vită, bineînțeles doar de Argentina, foie gras cald, cartofi rosti, spanac și demi-glas făcut de noi în casă. Sunt și alte mâncăruri pretențioase, precum terina de foie gras, sanjac, piept de rață cu smeură, obrăjor de vită, un preparat care duce mai către tradițional. Masa pentru o familie cu tot cu băuturi poate ajunge și la 1000 de lei. Pentru cei activi, care vor să se bucure de ce au în jur, sunt tururi cu mașini de teren. Automobilul cu șofer cu tot costă 1200 de lei pentru o jumătate de zi. La Râșnov puteți încerca să vă ridicați în șa. Caii sunt blânzi și obișnuiți cu începătorii. Acum m-am mai relaxat puțin. De ce ai avut emoții? M-am văzut la o înălțime foarte mare. Cine are mai mult spirit de aventură poate testa și parapanta dacă nu e vânt puternic. Doamne, ce frumos e, superb! No,
Decolarea e singurul moment în care trebuie să faci un efort. În rest, e treaba pilotului. Costă 500 de lei un zbor de 15 minute. Pentru cine n-a mai încercat-o, clar e ceva inedit și este o trăire care zic eu că merită încercată de către oricine. Totuși, nu vă pierdeți speranța unor sărbători albe. Cel puțin pentru mâine, meteorologii anunță ninsori. Ocupați ori descurajați până acum de nebunia din trafic și din magazine, au fost destui cei care au ieșit abia astăzi la cumpărături. Unii au avut de luat doar strictul necesar, șorici, urechea fumată, uțuică sau niște zeamă de varză. Alții au avut o listă mai mare ca lui Moș Crăciun, dar nu s-au lăsat după cum n-au cedat nici prețurile, nici măcar cu un leu. Și am înțeles de la soția că avem niște urechi. Doamna are urechi de două feluri, la casoletă și vrac. În piața volantă din zona Nerva Traian, șoriciul pârlit s-a tot derulat înainte înapoi, până când fiecare client și-a găsit bucata dorită. Am tăiat un pic puștă sare, un pic de pâine și aia e. Și ce se bea lângă? Țuică fiartă ar merge, dar așa ca să fie tradiție de Crăciun. Și zeama de varză, cum? Dimineața. Cei care au muncit până acum și-au pregătit fără stres o trusă de supraviețuire până după sărbători. Am luat o bucățică de slănină. Suică, pâine, cartofi. M-am săturat de aglomerația din oraș de zilele astea. O tobiță, o slăninuță și o pâine. O pâinică? Desigur, mulți au avut pe listă și un brad. Sunt niște condimente. Ok, dați-mi unul așa și unul din celălalt. A fumat? În cazul de față, un brăduț din cașcaval. Ați ieșit cu Rânul la plimbare? Da. E prima zi de vacanță pentru el. E important să cumperi local și de la oameni de încredere. Polul încrederii pentru cârnați, lebăr și caltaboș este această doamnă din piața Obor. Cum stați cu matele? Stau bine. Stau bine. Am mate de la abator foarte bune și curățate. Și-au cam făcut plinul. Un puhoi de clienți se agită printre cărucioare în care ai putea îndesa un frigider mai mic. Bine, un sfert de cu cartofi. Prețurile sunt oricum neclintite, iar cumpărătorii mai puțin antrenați se simt asaltați. Cozonaci din toate părțile. Inclusiv în vitrina de brânză. Marfa s-a vândut de frigider, da. Le-a spus cozonaci și am expus cozonaci acum, da. Dar și în acest haos cu vânzătorii pătrunși de spiritul Crăciunului, tot se găsește un colțișor liniștit. Domnii se strecoară discret și ies în pas adăugat cu bidonașul sub braț. Se merge acasă să bagi un șpriț. În total cât? Nu știu, cât pot să duc. La mulți ani și... Sărbători fericite! Dacă ați terminat de luat de alegurii, nu uitați să vă îngrijiți și de inimă. Mai important decât ce puneți pe masă, în braț și sub braț, sunt cei pe care îi aveți aproape. Mâine, piețele de braț rămân deschise, deci puteți să mergeți împreună să alegeți măcar o crenguță de cetină. Adriana Stere, Pro TV. Mergem să aducem un brăduț? Hai! Mai e puțin până când Moș Crăciun va aduce bucurie în casele noastre. Copiii îl așteaptă cu nerăbdare, i-au trimis scrisori și au promis că vor fi cuminți. Cei care n-au apucat găsesc la poștă cutii speciale pentru cel mai darnic bătrânel. Îmi doresc ca familia mea să fie sănătoasă și fericită. Eu îmi doresc o minge, dulciuri și creioane colorate. Îmi doresc pentru tine să faci față tuturor cadourilor solicitate de copiii din întreaga lume. Așa a început scrisoarea unui băiețel de 7 ani către Moș Crăciun. Cei mai mulți copii știu că moșul are o misiune grea, așa că listele lor de dorințe nu sunt foarte lungi. Îmi doresc o casă de ponei medie dacă ai. Eu am multe jucării, dar mulți copii te așteaptă, așa că te las să le aduci lor mai multe. Am fost cu minte, bună și respectuoasă. Am mai făcut câteva greșeli, dar în rest am fost bine. Îmi doresc foarte mult o cască de înot. În afară de asta, mai vreau să-mi dai o zăpadă frumoasă de Crăciun și multă voioșie. Cei care nu i-au transmis dorințele lui Moș Crăciun au venit să-i le spună la târg. Mi-ar dori un telefon. Un 10 la fizică, ca să-mi îndrept media. Cel mai important pentru mine este să fiu sănătoasă și mama și să fim bine. O altă fetiță și-a dorit de la Moș Crăciun o pisicuță și speră că moșul îi va îndupleca pe părinți. Știu că mami și tati au zis că nu putem, dar dacă mi-aduci și o pisicuță, promit din toată inima că o să am grijă de ea. Poate îi convingi tu să mă lase sau poate dacă o găsesc sub brad, o să li se facă milă și o să o păstrăm.
Ca să poată primi răspuns la scrisorile lor, cei mici au fost rugați să scrie adresa exactă și să adauge în plic numărul de telefon al unui părinte, pentru ca moșul să poată verifica, în situațiile de excepție, dacă cei mici au fost cuminți. Noi primim scrisorile, avem o cutie poștală unde primim scrisorile, spiriduși le sortează și avem spiriduși specializați care trimit înapoi răspunsurile, iar eu duc cadourile copiilor pe 24 seara. Moșul n-ar fi putut niciodată să citească toate scrisorile, el are foarte mulți spiriduși care îl ajută, iar spiridușii lucrează cu poștași și poștei române. Cei care nu au apucat să-i scrie lui Moș Crăciun îl pot găsi la Târgul de Crăciun din Piața Constituției până pe 24 decembrie, după care moșul va pleca să împartă cadouri copiilor din întreaga lume. Mare grijă însă ce trece ține epistola pentru Moș Crăciun. Oricât de mult par să-și dorească cei mici un câine sau o pisică, nu toate familiile sunt pregătite pentru un astfel de dar. Din această cauză, multe vietăți ajung după sărbători pe drumuri. Copiii se plictisesc de ele, iar adulții nu sunt dispuși să curețe în urma lor. Hai că ai o șansă, mă, puiule, mă. Ești un suflet, de mă. Și atâta de oferit, Doamne. Acest pui de Golden Retriever, în vârstă de 2 luni și jumătate, a fost dăruit înainte de Crăciun unei doamne care nu l-a dorit. A ajuns în cabinetul unui medic veterinar care are acum misiunea să-i găsească o familie primitoare. Este perioada cadourilor și de aceea toată lumea se gândește să ofere un cadou cu suflet sau fără suflet. Din păcate sunt persoane care iau cadouri cu suflet și sunt total nepotrivit, pentru că un animal necesită timp. Necesită o anumită hrană, necesită îngrijire, necesită educație, dresaj. An de an, în adăposturile de animale ajung după sărbători câini abandonați de familiile la care stau un timp, dar care nu și-au asumat să îi crească până la capăt. În acest centru, de pildă, sunt 550 de suflete. Așa. Majoritatea cățeilor sunt salvați, abandonați, salvați de pe câmp, din stradă. Foarte mult se recomandă adopțiile pentru a veni și a simți legătura cu animalul. Ajung să fie abandonați, se sperie foarte mult și simt lucrul ăsta de abandon. Cadou din partea părinților pentru copii destul de mici care își pot schimba preferințele foarte repede, dar mai grav este că părinții nu își dau seama ce înseamnă real un câine și ce înseamnă faptul că atunci când vor aduce un câine în casă va fi de fapt responsabilitatea lor și nu responsabilitatea unui copil de 5-7-10 ani. De multe ori vin cu animăluțul înapoi și ne spun, domne, nu putem să-l îngrijim pentru că al nostru copil s-a jucat o singură zi sau o săptămână sau 2 săptămâni și atunci vor să-l abandoneze. Abandonul câinilor rămâne la cote alarmante în România. De exemplu, în București, la fiecare 2 câini luați din adăposturi, alți 3 sunt lăsați în stradă, arată datele celor de la ASPA. Așadar, nu faceți daruri pentru care nu sunteți pregătiți. Turiștii care iubesc peștele mai mult decât porcul vor petrece un altfel de Crăciun între sclipirile argintii ale apei și răsărituri uluitoare. Ei se vor bucura de mâncărurile străvechi ale deltei. Tigăile și plitele încinse așteaptă peștele și mirodenile, iar în bucătărie lipovencele scot din ceaslovuri rețetele bunicilor. Pe lângă borș, scrumbia fumată, știucă umplută și alte specialități, astăzi vă prezentăm o nouă rețetă, morun cu migdale. Bucătăriile din Jurilovca se simte miros de pește afumat, iar femeile fac salată de icre. Primii pescari au sosit deja de pe lacul Razelm. Șalău și crap, asta ne-a dat balda. În doar câteva ore aici vor ajunge primii turiști, așa că nu e timp de pierdut. Pentru musafir, Vasile Bold a venit cu o nouă rețetă. Este vorba despre morunul cu migdale și susan, pe care bucătarul l-a intitulat Onori și vise. Reinterpretăm o rețetă. Nu avem ca și ingredient ton, dar reproducem cu morunul. Îl vom face cu migdale, care sunt în producția locală, cu mac, fistic, susan. Prima masă este deja gata, iar localnicii recomandă un vin din partea locului, un alb demisec de Dobrogea. Unii dintre ei încearcă bucatele ca să fie siguri că au ieșit perfecte. Am ales niște icre de crap cu niște castraveți. Chifteluțele sunt din carne de ștucă. Au un gust autentic, local. Nu e timp de pierdut nici în pescăriile din zonă, unde localnicii fac scrumbia fumată, pastramă de pește sau păstrează pește viu, știind că la plecare vizitatorii nu vor rata ocazia să-și umple plasele. Peștele cel mai dulce, cum se știe, este carasul, proaspăt, foarte bun. Avem scrumbia fumată la rece. Trebuie să fie
aurie, așa cum este aceasta. Conservarea se face prin sărare, după aceea se pune la zvântat și la afumat. Pe de altă parte, pentru că luni se anunță vreme perfectă cu peste 10 grade Celsius, cei care au bărci se așteaptă ca turiștii să-și dorească o plimbare revigorantă. Șanse bune să avem aceeași vreme de Crăciun și de Revelion. Dacă nu avem banchiză de gheață, ne plimbăm cu barca. Și în această perioadă sunt păsările ce vin din nord și iernează la noi. La capul Doloșman se poate admira un răsărit superb. Jurilovca, Sulina și Crișan, alături de Mila 23 și Sfântul Gheorghe, sunt destinațiile, am spune, unde clienții găsesc produse de top. Doar în Jurilovca, pentru perioada Crăciunului, sunt așteptați aproximativ 1000 de turiști. Un sejur de 3-4 nopți costă 450 de lei de persoană. Cadourile de Crăciun pot deveni un stres, iar cei care se simt neinspirați cumpără dulciuri și nimeni nu se supără. De altfel, potrivit unui studiu recent, România se numără printre țările din Europa în care toată lumea se bucură când primește un desert. Tocmai de aceea, medicii îndeamnă la prudență, mai ales că în această perioadă mâncăm zahăr în exces. Alex tocmai a cumpărat cadou de Crăciun pentru tatăl lui. Pachetul conține o sticlă de vin, ciocolată, un ciocolată belgiană și mai multă ciocolată, cafea, un panetone. Am luat special că știu că îi plac dulciurile, că altfel îi luam ceva de băut. De altfel, jumătate dintre românii preferă să ofere dulciuri, potrivit raportului Festive Season făcut de Colliers. Producătorii știu că avem această slăbiciune, așa că cele mai multe coșuri frumos împachetate sunt pline de produse cu mult zahăr, plus o sticlă de vin sau de coniac. Aici avem o tortă dulce, o cutie în formă cu bomboane asortate, un coșuleț cu prune, aici avem un ceai, un brăduleț decorativ și un coniac. E loc însă și de torturi sau de cozonaci italieni cu cremă. Un tort sau un panetone? Toate mi-au făcut cu ochiul. Nu pot să zic că nu mi-au făcut cu ochiul. Toate mi-au făcut cu ochiul, dar toate sunt bune, cred. Pot fi urnate la cererea clientului. Avem și brăduț și moș și mai avem și pe Domnul Iisus în iesle cu Sfânta Fecioară Maria și cu Iosif. În general, ele se cumpără pentru familie, pentru că asta celebrăm în mod normal de Crăciun. Mai avem și torturi, care în general sunt date către nași, către fiini. Cu atâtea tentații, e și greu să nu cedăm ispitei. Medicii nutriționiști avertizează însă că nu este bine pentru sănătatea noastră. Zahăr există și în produsele de panificație, și în muștar, și în ketchup, și în maioneză, și mai știu, peste tot există zahăr adăugat, peste care mai consumăm și dulciuri și sucuri și gemuri și miere și o mulțime de alte lucruri. Nu trebuie neapărat să ne îndopăm și pur și simplu să ne facem niște plăceri și să ne limităm la cantități mai rezonabile. Să ne oprim la a gusta. Greu de crezut că se va întâmpla asta în condițiile în care s-au vândut deja câteva milioane de pachete cadou. Un fost ministru de finanțe din România a fost propus pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Vorbim despre Anca Dragu, iar anunțul a fost făcut de președintele forului legislativ de la Chișinău, Igor Grosu. Senatoarea USR ar urma să-l înlocuiască pe fostul guvernator care a fost demis de Parlament. Pentru a putea candida, are nevoie de cetățenie moldovenească, tocmai de aceea, în această dimineață, a depus și jurământul pentru cetățenie. Propusă de USR, Anca Dragu a fost prima femeie președinte a Senatului, dar și ministru al finanțelor în guvernul tehnocrat din perioada 2015-2017. A fost analist economic în cadrul Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene, după o experiență de 12 ani în cadrul biroului Fondului Monetar Internațional din București. Sfârșit de an cu probleme pentru actorul Vin Diesel. O fostă asistentă l-acuză pe starul de la Hollywood de agresiune sexuală. Faptele s-ar fi petrecut în 2010 într-o cameră de hotel din Atlanta, când vedeta filma partea a 5-a seriei Furios și Iute. Potrivit documentelor depuse în instanță, femeia susține că a încercat să scape din camera în care actorul se distra cu mai multe femei. Însă acesta s-a îndreptat spre ea și a forțat-o să-și dea jos lenjeria intimă. Ar fi fost concediată câteva ore mai târziu de sora lui Vin Diesel. Actorul nu a comentat acuzațiile. Copiii mici și mari din întreaga lume îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun, iar armata, care asigură protecția spațiului aerian al Statelor Unite și Canadei, este pregătită să monitorizeze călătoria magică în noaptea de ajun. Și toată lumea va avea ocazia să descopere în timp real planul de zbor.
Armata a pregătit radarele, sateliții și senzorii, iar avioanele pentru escortă sunt gata să se ridice de la sol. Comandamentul pentru apărare aerospațială a Americii de Nord va monitoriza din nou călătoria magică în jurul lumii a saniei lui Moș Crăciun. Deja cronometrul cu numărătoarea inversă a fost pornit. NORAD has 68 years experience tracking Santa, and I will tell you, Santa doesn't file a flight plan with NORAD, but the great part is that we NORAD are able to use the technology, the same technology we use every single day to keep North America safe, to track Santa on December 24. As soon as Santa departs the North Pole, those radars pick him up. Totuși, recunosc responsabilii militari, moșul ar putea avea anul acesta câteva secrete high-tech în mâneca lui roșie. Poate, cine știe, se va folosi de inteligența artificială, nu ca să scape de radar, ci pentru a se asigura că trece absolut pe la toți copiii în noaptea de ajun. Tradiția monitorizării a început în 1955, când un colonel de la Forțele de Apărare Aeriană, predecesorul NORAD, a primit un apel de la un copil care a sunat la un număr de telefon publicat greșit într-o revistă. Cel mic credea că sună la Moș Crăciun, dar a nimerit la armată. Însă colonelul respectiv l-a asigurat pe prechindel că vorbește într-adevăr cu moșul. Apelurile telefonice au continuat să curgă. Un ofițer de serviciu a primit însărcinarea să fie reprezentantul îndrăgitului aducător de daruri. Și așa a început tradiția. At that call center in person, we have roughly 1,100 volunteers answering calls throughout the day. We also, as I mentioned, have our website, noradsanta.org, and we last year had about 16 million viewers on that website during that time watching where Santa was going. S-au extras numerele câștigătoare la renumita loterie de Crăciun din Spania. Așa cum este tradiția, copiii au cântat numerele norocoase. 4 milioane de euro! Acesta e țămilața! 4 milioane de euro! Acesta e țămilața! 4 milioane de euro! Elevii unei școli din Madrid au ales bilele în timp ce premiile corespunzător au fost stabilite prin rotirea unor sfere mari de lemn. Spanioli au așteptat cu sufletul la gură, lipiți de televizoare și radiouri sau urmărind pe internet extragerile la loteria denumită El Gordo, Grăsunul. Și au motive să sărbătorească, mai ales cei care au jucat biletele de 20 de euro cu numerele 88008. Acestea au adus cele mai mari premii, 400.000 de euro fiecare sau 325.000 după reținerea taxelor. Dar sunt numeroase alte câștiguri mai mici, ceea ce face ca această loterie din Spania să aibă o imensă popularitate. Anul acesta vor fi împărțite premii totale de 2,6 miliarde de euro. Un cunoscut realizator de emisiuni din Statele Unite a făcut onorurile și a dezvăluit cine este tatăl unui pui de orangutan de Sumatra de la grădina zoologică din Denver. This is really important. When it comes to the orangutan, 4-month-old Siska, Barani. You are the father! Specialiștii au făcut un test ADN pentru a stabili paternitatea puiului. Pentru a da un plus de vizibilitate acestei mari dezvăluiri, au apelat la ajutorul unui realizator TV proaspăt laurat cu un trofeu Daytime Emmy pentru întreaga sa carieră.